Bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre funcții de conducere, dar nu orice funcție de conducere, ci o funcție de conducere din Ministerul Sănătății. Știm cu toții că am trecut prin gripe grele, atât noi, oamenii obișnuiți, cât și cei care sunt la conducere de când a început pandemia. Așadar, alături de mine este Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și ne va spune cum arată o zi din viața lui. El este și medic, chirurgie cardiovasculară și ne va spune ce înseamnă de fapt să fii secretar de stat în Ministerul Sănătății. Mulți ar spune că e destul de ușor, că au foarte mulți delegați care să facă anumite lucruri, care să-i ajute, foarte multe secretare. Așadar, Andrei, cum este până la urmă, cum arată o zi din viața ta? E greu, e ușor, îți place ce faci? Care e de fapt adevărul? Bonjour, bonjour, în primul rând și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am auzit că de curând, de când ți-ai lansat această nouă activitate, da. De altfel una de foarte mare succes, așa că aș începe prin acest lucru, prin a te felicita pentru oamenii și, cred eu, subiectele de interes pentru toți cei care te-au privit și care ne privești acum. Și da, sigur că și subiectul ăsta al pandemiei este unul așa care poate fi privit și din această poziție. A cuiva care înseamnă... este acolo, exact. In the middle of the action, ca să zic așa. Da. Eu sunt în poziția asta din 2019, la sfârșit de 2019, deci am prins și cât cele foarte puține momente dinainte de pandemie, când se schimbase guvernul și, mă rog, am rămas de-a lungul timpului cu toate schimbările care au survenit în 2020 și acum în 2021. Acum depinde fiecare din ce, cum te uiți la chestia asta, dacă este să ne uităm așa, să vorbim strictly job related, aici sigur că poate să fie așa oareșcare atractivitate, e ceva așa foarte atractiv pentru cei care se uită la o chestie de genul ăsta în viața lor profesională, să aibă o chestie de management sau să fie într-o poziție de management. Aici sigur că e o chestie de cu cât mai sus, cu atât mai bine, în general așa sunt privite poate lucrurile. Dar în situația asta de care vorbim la Ministerul Sănătății și în administrația publică în general, eu nu cred că este o chestie care cel mai potrivit ar fi să o definești. Domnule, ai un staff foarte mare, ai oameni pe care îi coordonezi într-un fel sau altul, pentru că atunci când vorbești de o poziție de management, dar care vine la pachet și cu o expunere publică, care de fapt... Vorbim și despre asta imediat. Păi despre asta este că, de fapt, această poziție, prin expunerea și prin natura funcției pe care o ai, performanța este judecată pe de-o parte prin prestația și pe care o ai în spațiul public, prin care, de fapt, transmiți prestația din afara, din spatele camerelor și din munca pe care o faci on daily basis. Și deci nu este doar o simplă poziție cum ai fi, nu știu, un CEO, să spunem, la o companie mai mare sau mai mică, în care sigur că ai un board sau ai investitori care așteaptă la tine rezultate, ai un timeline foarte clar. Cum ar fi în corporații? Exact. Când... Dar nu este, aici asta nu vine, cel al doilea exemplu nu vine la pachet și cu o expunere publică care dă un challenge așa suplimentar, să zic. Dar cu atât mai mult într-o situație de genul ăsta la sănătate, într-o criză de sănătate publică, cum a fost și este în continuare cea prin care trecem, sunt mai multe layer-ul de provocări, dar una peste alta nu este nici pe departe așa, nici ușor, dar nici o chestie în care să zici, domnule, uite cât de simplu sau uite, nici foarte mare bătaie, să știi că nu este pentru chestia asta. Și mai e ceva. Eu aici aș mai face o mică completare, o mică comparație, mai bine zis. Mai este un alt lucru la care multă lume din domeniul politic sau oricum oameni care își doresc o notorietate și o vizibilitate în spațiu public, își doresc să meargă pe la televizor. Sunt oameni care fac demersuri importante în sensul ăsta. Da. Știm, vedem în fiecare zi. Exact. Deci acum fie că vorbim de TV, fie că vorbim mai nou de media. De media, de podcast-uri, de tot ce înseamnă în internet, pe social media. Absolut peste tot. Bun, există oameni care își doresc să facă chestia asta, fie că au avantaje de natură profesională, fie pentru motive de ordin personal, oricum ar fi. Bună parte din toată activitatea asta, că despre asta vorbeam, a venit la pachet, fiind o criză în care a trebuit să vii să explici tot felul de situații, lucruri noi, pentru că au fost toate lucruri noi. Da. Fie că vorbim de virus, după care vaccinuri, după care medicație și așa mai departe. Ce se întâmplă, măsuri,
chestiuni de genul ăsta. Și, în general, oamenii care își doresc să apară, să aibă o vizibilitate, se gândesc că, a, uite, ce vizibilitate îți oferă o astfel de poziție. Însă, se, o asemenea exprimare, care, pe care poate să o înțeleagă, cred, oricine care ne privește, scapă, de fapt, partea cea mai dificilă, pentru că mersul ăsta la televizor sau a apărut un public sau a vorbit un public despre o chestie care este o preocupare generală, o chestie care este destul de complexă, o chestie care este sofisticată, pentru care nu ai răspunsuri complete. Și ți se cer foarte multe și răspunsuri. Și se cer. Și mai mult decât atât, complianța populației, oamenilor în general, a populației generale, față de lucrurile pe care le propui din poziția de autoritate publică, depinde de prestația ta și de cât de convingătorie și de cât de mult reușești să transmiți ceea ce vrei tu să transmiți. Da, și dacă îi pui încredere. Și exact. Și atunci ce vreau să spun este că multă lume se poate uita așa, uite domnule, chestia asta vine la pachet și cu o foarte mare vizibilitate, poți să te duci să vorbești despre pandemie, cât de greu poate să fie să vorbești despre virus. Acum, asta e o altă chestie importantă, că oamenii poate nu știu, dar eu cel puțin, când știu că urmează să mă duc undeva, petrec de multe ori chiar ore încercând să vizitez și să revizitez toate subiectele despre care aș putea să, sau despre care, care pot fi aduse în discuție. Adică nu este doar mersul acolo, pur și simplu te duci, ai vorbit adică și... Adică te pregătești ca să prezinți, să ai credibilitate și ca lumea să înțeleagă efectiv și ce spui și ca să aibă încredere în ce spui, nu? Pe de o parte, dar pe de altă parte, ca și în discuția de astăzi, eu nu cred și n-am crezut niciodată că rolul meu acolo este să mă duc eu să vorbesc ceva. Rolul pe care l-am acolo este să vin cu ceva interesant pentru cei care ne privesc. Adică dacă mă duc întotdeauna undeva, încerc să găsesc o chestiune care, de exemplu, la care eu m-aș uita și după eventual câteva minute să pot să spun, uite, domnule, l-am văzut pe tipul ăsta la televizor sau și a zis, uite, chestia asta care, nu știu, pentru un motiv sau altul, mi-a rămas mie în minte și mă ajută. Nu că mi-a rămas, adică nu e ideea de a spune chestii care scandaloase sau nu știu, chestii așa care sunt exotice într-un fel sau în altul. Nu, frate, chestii reale, concrete, exact, care să mă ajute pe mine în viața de zi cu păi, zi. Asta e foarte important și pentru online și pentru televizor, exact, ca cei care ies în fața noastră să vorbească pe limba noastră. Adică, cum a fost exact cu pandemia? Dom'le, ne ajută vaccinul la. Uite de ce sunt atâția oameni în spitale. Chestia asta nu se întâmplă întotdeauna, fix din ce spuneai tu, pentru că sunt oameni care vor să iasă în față, care își doresc vizibilitate cât mai multă, dar nu neapărat cu cuvintele potrivite, ca să zic așa. Acum, sigur, toată partea asta de public speaking e o artă până la urmă. Este, și, da. Dar sunt câteva chestiuni simple pe care le poate înțelege oricine. Și aici eu n-am avut vreo pregătire specială. Asta vreau să întreb. Ai făcut lecții de dicție sau te-a învățat cineva ce să faci? Cred că ce este cel mai important lucru este să te gândești la oamenii care te privesc, oamenii care te ascultă și să încerci să te pui în poziția lor. De ce te urmăresc eu pe tine? Că nu de plictiseală, că aș face altceva, am suficient de multe capcane în spațiul online sau la televizor sau așa, care vor capta atenția și nu îi vor da drumul. Deci de ce te-aș urmări pe tine? Ce îmi spui util, concret, interesant pentru mine? Cred că asta este prima întrebare. După aia, sigur că sunt multe straturi în care poți să diseci oamenii care ne privesc, cine sunt oamenii care ne privesc, așa, asta cum, e important, care ar fi limbajul lor, care sunt sferelor de interes și aici, bine, mă rog, aici mergem prea departe, dacă da, nu avem o conferință de presă, na, de exemplu, ne bazăm că ar trebui să înțeleagă toată lumea și e pentru toată populația discursul respectiv, deci, na, tu gândești un pic mai departe. Da, conferință de presă, sigur că asta e o chestie care poate să fie foarte... pentru că este o conferință și asta presupune că tu vii și vorbești despre ceva, dar mai departe atâta vin întrebările și asta a fost parte una dintre cele mai solicitante și importante experiențe, pentru că, spre exemplu, împreună cu Valeriu Gheorghiță, cred că deja toată țara îl cunoaște, am făcut dispoziția și direcția dată de atunci de către domnul prim-ministru din decembrie 2020, a fost ca în fiecare săptămână, tocmai pentru a nu exista o goană după informații. Atunci s-a hotărât, domnule, hai să fiți voi doi care în fiecare săptămână să veniți să spuneți tot ce e nou pe ultimele marțea. Chestia asta s-a făcut în fiecare săptămână timp de aproape un an de zile. Acum a avut succes. Și oarecum a mers foarte bine. Adică ați dat oamenilor informații utile, dacă putem spune așa. Până la urmă și-a îndeplinit o funcțiune. Ideea era ca oamenii să nu simtă o lipsă de transparență, să aibă cu cine dialoga, să aibă cui să pună întrebările și întrebările evident că erau
nelimitate aproape și trebuia să fie cineva care să joace rolul ăsta activ. Acum, sigur, comunicarea și percepția sunt chestiuni subiective. Sigur că se putea mai bine, sigur că, Doamne ferește, se putea și mai rău, dar... Măcar voi ați oferi niște informații pe care lumea voia să le știe. Ce vreau să zic este că am plecat și am tot continuat cu paranteza asta, dar legat de partea asta de comunicare și de a fi în poziții de leadership sau de management, care implică și o parte de comunicare publică, ai sau nu ai, sunt chestii care te ajută, chestii personale care te pot ajuta legate de un talent sau aplicări pentru anumite domenii sau zone. Sunt chestii pe care le poți învăța voit, făcând un demersuri proactive, dar sigur te ajută și o experiență. Și uite, de exemplu, chestia asta cu conferințe de presă, adică și dacă n-ai fi vrut să înveți, tot după ce faci un an săptămânal o chestie, destul de stresantă, se lipesc lucruri de tine dacă ai minima bunăvoință să acorzi puțin focus. Și te uiți la tine după ce apari la diferite posturi TV sau după ce apari în declarații de presă sau în conferințe de presă? Să studiezi sau să nu? Niciodată. Nici n-am avut foarte mult timp să fac chestia asta, n-am avut un demers sistematic legat de chestia asta, dar asta nu înseamnă că nu am un plan și știu despre, adică mă gândesc la lucrurile pe care vreau să le spun și... Nu, mă gândeam dacă studiez după aia și dacă tu ești și criticul tău și ai putea să vezi ce ai putea să îmbunătățești. Sigur sunt criticul meu, dar n-am nici... Ești, adică ești nu fac fecioară, fecioarele sunt critice. Da. Dar nu, cum zic, nu este o chestie pe care o fac de o manieră sistematică. Mi-ar plăcea să am timp să... Pentru că sunt multe lucruri pe care le văd la alți oameni, le văd la... Uite, și de exemplu, acum o chestie pe care, ca să dăm un exemplu concret, că ziceam de lucruri, vorbeam de lucruri concrete, dacă sunt oameni care se uită poate seara sau după zi de muncă la dialogul nostru, cu siguranță eu poate vorbesc un pic prea repede pentru câtă energie au cheltuit în timpul zilei. Și atunci felul în care tu vorbești, pentru că vorbești mai rar, da, poate să fie mai... confortabil, să zic, de asta și ușor de urmărit. Uite, vezi, un exemplu bun. Păi, și explicăm, ce faci primul lucru când ajungi acasă? Sunt zile în care ajungi după 12 ore, după 15 ore, după 8 ore, depinde de la zi la zi. Dar care e primul lucru pe care îl faci? Ca un disclaimer, așa, toată chestia asta vine la pachet și cu cât de în serios vrei să îți iei rolul și că... Și cât de mult îți doresc să te implici. Acum, sigur că o implicare minimă e by default. Asta adică nu poți să, domnule, ora 5. Da, exact. Rupi ușa. Nu, chestia asta nu există și n-a existat. Dar ține foarte mult și de dorința ta de a te implica în chestii care poate sunt facultative sau pe care ar putea să le facă altcineva. Uh-huh. Iar aici mi-am dorit să... A fost și o chestie... Eu am luat-o ca, de fapt, ca pe o provocare profesională în care a fost o chestie, un moment care vine într-adevăr la pachet cu partea umană, cu toată partea medicală, dar dacă este să vorbesc strict de experiența cuiva care joacă un astfel de rol, eu am luat-o ca pe o mare, mare, unică oportunitate de a învăța lucruri, de a fi pus în situații care îmi aduc mie foarte multe cunoștințe și skill-uri. Și lucrurile astea, la nivelul meu de carieră și la planul meu de carieră, sunt lucruri importante pentru mine în momentul de față. Adică am un set de skill-uri pe care, la care vreau să lucrez și la care lucrez și asta a fost o experiență absolut fără precedent pentru mine și am încercat să efectiv să mulg toate informațiile și knowledge-ul pe care am putut să-l scot din chestia asta și fac în continuare. Deci de aici aloc cât mai mult timp. A, deci asta înseamnă că lucrezi între ghilimele și de acasă. Adică niciodată ești liber, cum s-ar spune, mereu răspuns la telefon la ce e important și tot așa, nu? Acum, chestia asta cu liber n-a fost niciodată, pentru că aici e, spre exemplu, acum fără să, dar fiind o chestie așa și o altă zonă de discuție, nu e o chestie pe care am spus-o și n-aș spune dacă n-ar fi relevantă pentru ce mă întreb tu. Dar cred că și acum sunt peste 1000 de mesaje care sunt venite, nu știu, în ultimele două săptămâni, la care, pe care n-am apucat să le citesc, asta doar pe WhatsApp, spre exemplu. Sunt lucruri care, atunci când ai o poziție de management într-o instituție, într-un mecanism care nu funcționează așa cum ar trebui și ai nevoie de cineva din
partea de leadership să împingă să facă lucrurile se întâmple, evident că este nevoie de un push. Și atunci mulți oameni apelează la tot felul de, da, sunt lucruri firești, adică nu știu, am nevoie de un consult și nu știu unde să mă duc. Recomandăm un medic sau uite, asta oricum se întâmplă în lumea medicilor, pentru că tu înainte de asta ești și medic și e dar normal. E o chestie pe care eu am tratat-o cu seriozitate și în care la fel, m-am gândit că oamenii respectivi, dacă mă caută că domnule, mie e lene sau confortabil să nu sun, uite, știu nevoie, eu pe cineva și să-l sun pe ăsta, să rog să întrebe nu știu pe cine. Păi și bănuiesc că te-ai lovit de problema asta, între ghilimele, și în timpul valurilor de COVID, când apropiații te sunau să te întrebe de un medicament sau de un loc în spital, pentru că nu știau efectiv la cine să apeleze și se gândeau că tu ești un apropiat de-al lor și îi vei ajuta. Cam, acum mai era și o chestie, că numărul meu cumva de telefon e cumva public, e pe toate, pe mai multe locuri. Nu, dar zic de apropiați, efectiv. Și apropiați, dar, nu știu, am încercat, în linie mare, am încercat să ajut pe toată lumea. Și atunci orice fel de timp am, nu e, activitatea și jobul nu e o chestie care e legată de o locație. Ești la birou, muncești, ai plecat, gata, da, focusul tău e pe altceva. E atât timp cât ai semnal sau ai net, ești engaged somehow în toată chestia asta și sigur va veni cineva cu o situație. Lăsând la o parte, încă o dată, lucrurile concrete, crizele reale care se întâmplă. Deci astea sunt oricum. Dar sunt lucruri care, individual, sunt oameni care au avut diverse nevoi și am încercat să ajut pe absolut oricine. Încă o dată, lăsând la o parte momentele critice care acolo nici nu, adică era o chestie... Nu le punem pe alea, nu. Și tu nu mi-ai răspuns. Ce faci prima dată când ajungi acasă? Prima dată când ajung acasă și pe drum, de fapt, încerc să mă uit la lucrurile care au rămas de peste zi. Fie apeluri, fie mesaje și variază. Dar chestia asta încerc să aloc așa cât mai mult timp. După care, după ce finalizez, ajung acasă și încerc să finalizez chestia asta ca să pot să închid subiectul, se face oricum destul de târziu. Moment în care oricum e cam târziu să mai deranjez lumea, adică le răspund celor care au o chestie urgentă, dar în general lucruri care le mai pot face și a doua zi dimineața, le fac dimineața. Și atunci încerc să finalizez toate lucrurile astea pending, după care puținele ore pe care le mai am sau încerc să mă translatez așa către o experiență personală de acasă, cum ar veni. Da? Adică te relaxezi. Încerci măcar, nu? Da, sunt și acolo lucruri pe care le-am făcut. Mă rog, una peste alta, încă o dată. Eu nu vreau să pară chestia asta nici într-un fel exagerată, dar sincer, am încercat să-mi aloc cât de multă atenție pot pentru partea de experiența profesională, pe de o parte pentru că cred că asta ar trebui să facă absolut oricine are, își asumă un astfel de rol, dar mai mult, suplimentar, și pentru mine a fost și este în continuare o chestie foarte interesantă și toate aceste provocări eu le văd ca la sfârșitul zilei orice fel de provocare sau orice fel de problemă rezolvată, eu o iau și ca un bagaj de knowledge pentru mine la chestii de soluție și instrumente pe care le am așa cumva în, nu știu, în experiența mea cumva. Deci mă imersez în situațiile de acasă. Da, asta e o chestie de câteva zeci de minute, maxim o oră, până încep să mă odihnesc. Câte ore dormi pe noapte, aproximativ, așa? Somnul este o chestie la care încerc să țin, pentru că altfel nu reușesc să faci față. Acum, sigur, se adună oboseala, dar într-o chestie de genul ăsta, când e un efort susținut, cred că somnul și sportul sunt lucruri importante, esențiale, pe care încerc să le țin cât de mult pot. Nu pot să dorm oricum mai mult de 7 ore așa la liber, cum ar veni, dar altfel încerc să țin de cele 7 ore. Deci încerc să adorm până în 11-12 și... A, deci ziua ta începe cam pe la 6-7 dimineața. Mai devreme de mult. Adică încerc să, dacă aș fi, după că ar fi după mine, aș începe la 5 dimineața ca să am timp să fac și puțin antrenament. Deci faci și sport și încerci și să dormi cât de cât, pentru că asta te motivează de fapt să poți să faci față. Cred că mai mult decât te motivează, cred că e singurul lucru care te ține așa cumva în echilibru din punct de vedere biologic. Când ai un moment așa de solicitări pe termen mai lung, cred că e important. Somnul și efortul fizic, exercițiul fizic, cred că sunt lucruri care ajută foarte mult, cum foarte puține alte lucruri pot să ajute în sensul ăsta. Crezi despre tine că ai un stil de viață sănătos? Și aici am o... Mă rog. Încerc. Așa, cât de cât. Încerc.
măcar, nu știu, și din punct de vedere psihic, că este foarte important, mai ales zilele astea, sănătos vine cu totul. Da, psihic, mental health, chiar era, acum, mă rog, foarte, era un mental health check, da, e ceva going on. Deci e, mental health, până la urmă, cred că e o chestie de echilibru. Acum, la chestii după cifre, unul din trei va face un episod de depresie severă în viață. Suntem doi în această încăpere, dar e o chestie serioasă treaba asta. Și depresia e anticamera multor patologii serioase, psihice, care îți schimbă complet apusul ultima parte a vieții. Deci nu e o chestie care să fie tratată așa cu... Iar stresul ăsta cotidian, deși pare nesemnificativ, are un impact și sapă puternic la temelia echilibrului și armoniei. Da, în ultima perioadă multă lume a ajuns la burnout și de la burnout au apărut și multe alte afecțiuni. Dar altfel mă uit către diverse chestii, dacă e să țin așa de partea asta de sănătate. Sunt lucruri care, pe care încerc să le țin așa și legate de dietă și de alimentație. Sport faci, de dormit dormi, dacă ai un pic grijă și la mâncare, să gestionezi un pic și stresul, cât de cât ești pe plus, nu? Pare simplu așa, e, știu, e așa ceva ce pe hârtie super easy pentru oricine, cu practica mai slăbuți. Dar mai greu. Apropo de toată expunerea asta în media, da, la tine cât de cât a început în 2015, dacă nu mă înșel, nu știu, când a fost atunci perioada în care ai fi putut să fii ministru al sănătății și au apărut niște lucruri din trecutul tău, din facultate, atunci ai fost supus unui linșaj mediatic. Ce a fost de fapt greu să gestionezi întreaga situație, faptul că au ieșit la iveală niște lucruri din trecutul tău care poate nu voiai sau care ți se păreau oarecum normale, sau faptul că tu ai lucrat în timpul facultății, ai făcut ceva pentru a lua niște bani și totuși lumea te-a judecat pentru asta, sau faptul că ai fi putut fi ministru și totuși nu s-a întâmplat, că poate îți doreai? Foarte multe întrebări. E o experiență. Trei. E într-adevăr o experiență așa diferită, să zic, pentru mine, dar acum ce a fost mai dificil, sigur că nu e o chestie simpatică când e așa, se un moment de genul ăsta, indiferent care ar fi motivul, atunci când e o parte din importantă pe motive justificate sau nu, whatever, asta este altă discuție. Dar când te confrunți cu așa un dialog atât de intens și cu arme inegale, că nu sunt, adică cu excepția celor care sunt influencer pe bune și au posibilitatea să ridice valuri de opinie și nu sunt foarte mulți în România, sau mă rog, acum nu vorbim de alte țări, de state sau din alte țări în Europa sau de Asia, unde sunt oameni cu sute de mii de followers, cu excepția acestor câteva zeci sau poate sute de persoane. E o luptă inegală și acum depinde și ce vrei să faci dintr-un moment de genul ăsta. Oricum, o chestie de genul ăsta pentru mine a fost una dintre experiențele importante din care am învățat foarte mult. Dar oricum ar fi, eu n-am avut vreo reacție la toată chestia asta, pentru că n-am simțit că e nevoie să... A fost sigur prezentată tendențios, am lăsat-o să se întâmple cum ar fi. Pentru că, mă rog, e o chestie așa pe care o țineam minte când ești în defensivă, pentru că într-o când e primea pe tine și e pornit de pe tine, ești în defensivă cumva. Normal. Nu este cel mai potrivit, cel mai avantajos moment să începi atacul. Și atunci, așa, în termen de, să discut așa strict, în, cred că e și un citat pe undeva chestia asta. Dar, oricum, una peste alta, în primul rând pentru că nu era niciun fel de chestiune, era un job pe care l-am avut în facultate. Dar îți pare rău că a aflat lumea? Da, despre... pare, dar nici n-a fost o chestie pe care am ascuns-o, adică nu, și inclusiv, adică vezi chestia asta, că a aflat de parcă eu aș fi ascuns-o într-un fel. Nu, dar despre asta e vorba. Îți pare rău că de fapt a pus lumea în față chestia asta, că ai avut un job diferit de medicină în facultate, decât să pună în față că, măi, uite, el e un medic, este chirurg cardiovascular, a muncit să facă o facultate și totuși a fost pus, știi, în balanță. Adică a fost pus ceva, domne, omul a fost model și a câștigat banii, a făcut ce a vrut. Versus, totuși, a terminat o facultate, este un chirurg cardiovascular, a profesat
Nu era despre asta, în primul rând, și într-o chestiune de genul ăsta, oricum, când vorbești de chestiuni care au o pușă politică mai subțire sau mai groasă, atunci regulile jocului sunt altele. Oricum, aici nu este despre social justice și, în general, nu este despre social justice într-o chestie de genul ăsta. Sigur că partea asta de ce generează trafic pe net sau așa audiență în general, aici sunt altele criteriile. Nici într-un caz echilibru social și ceea ce este corect, așa universal, nu o să fie lucrurile care contează nicăieri, nu că în cazul meu. Bineînțeles că întotdeauna cancanul deci, vinde, asta este clar. Da. Chiar și acum și absolut. Atunci și acum. Da, adică da, absolut, pe de o parte. Pe de altă parte, cum am zis, eu nu mi se părea nici într-un fel și nici acum nu consider că așa e o chestie, doar că, mă rog, sigur, pentru momentul ăla părea așa o chestie diferită, neașteptată. Dar acum nu vreau să intru în toate chestiile astea și nici nu o să intru, dar nu a fost numai despre asta. O astfel de chestie, sigur că poate să ocupe absolut toată atenția o perioadă de timp. Nu e neapărat un lucru care poate strica o astfel de, un astfel de eveniment. Sigur, nu pentru persoanele de față, dar water under the bridge. Și apropo de tot am vorbit de facultate da. Și de asta, îți pare rău că nu mai profesezi momentan? Sau, nu știu, ți-e dor sau vrei să te întorci pe partea asta? Pentru mine a fost așa o chestie foarte, aveam o chestie foarte țintită pe care aveam să o fac. Îmi plăcea foarte mult zona asta de chirurgie cardiacă și în special tot ce e așa, cutting edge. Și în zona asta sunt foarte multe lucruri. Lăsăm o parte, uite, o chestie care ține strict de transplant cardiac, spre exemplu. Transplantul cardiac sau de orice organ, dar cu atât mai mult un organ care, inima, care bate și este o chestie pe care o vezi și este o senzație unică să ții un cord bătând în mână. Medical, sigur că este o chestie fără egal, să zic așa. Sunt și multe alte lucruri, multe alte specialități medicale, dar chirurgia cardiacă are cu totul și cu totul ceva aparte. Și atunci, de exemplu, sunt lăsând la o parte partea asta cu transplantul cardiac, care poate să fie o chestie. Sunt, de exemplu, toate, tot progresul tehnologic care a dus la apariția de inimi artificiale. Inimi artificiale așa pare o chestie science fiction, dar în alte părți e business as usual. Adică da, e o normalitate. Fel... Da, atunci când e o normalitate, adică sunt, nu știu, e Dick Cheney, un fost vicepreședinte american, a avut chestia asta 2 ani de zile, acum 10 ani de zile. Mm-hmm. Adică diferența, din nefericire, asta este în domeniul medical, dar și în multe alte domenii, în România față de societăți dezvoltate. Este de câțiva zeci de ani. Lucrurile astea nu pot fi recuperate peste noapte, însă nici nu se întâmple vreodată dacă nu le începi. Asta era o chestiune care avusese în contact cu... A, tu ai profesat și în străinătate, da. Am lucrat în străinătate, dar înainte să aleg chestia asta, sigur, acum cu toată digitalizarea și acum că... Chiar așa de, adică eu am terminat în 2011. Mediul online nu era atât de populat de tot ceea ce e acum populat. Uh-huh. Dar oricum, una peste alta, bref, sunt chestii interesante care pentru cineva care încă nu apucă să se merseze în domeniul medical pot să devii foarte ușor fascinat. Spre exemplu, cineva cu cele mai celebre inimi artificiale sunt persoane care, mă rog, se trece de la un cor bătând la un fel de turbină, să zic așa, într-un termen foarte simplificat, și oamenii respectiv nu au puls. Să întâlnești pe cineva fără puls nu este o chestiune care, inclusiv persoane respective, spre exemplu, au problema când se duc la alți medici pentru alte probleme. Și primul lucru când te duci la medic, îți ia tensiunea și pulsul. Și îți ia tensiunea și pulsul și vede că n-ai puls. Sunt diverse tipuri de experiențe de viață. Bref, una peste alta, tehnologia este ceva ce va schimba complet lumea, iar partea cu pandemia a accelerat foarte mult progresul tehnologic, se investesc foarte mulți bani în chestia asta și lucruri care îi se pare așa science fiction, dintr-o dată apar așa pur și simplu și devin realitate, e o realitate accesibilă chiar acum. Una peste alta... Deci ți-ai dori? Mi-este foarte dor că vorbesc după cum vezi cu... Da. Cu patos așa, se vede că nu te dor. Dar... O să fac fandarea asta pentru că și aici iau lucrurile în serios, adică nu poți să faci una și alta. Nu. Păi tocmai de aia te-am întrebat, dacă vrei să te întorci, că nu ai cum să le faci. Ce reprezintă acum pentru mine o zonă foarte mare de interes este fix chestia asta, mariajul între medicină și IT, mariajul între medicină și tehnologie, biotehnologiile, BioNTech, medicina se va schimba complet în următorii 10 ani, lucrurile astea deja se întâmplă, însă se întâmplă insular, în câteva state care sunt mai dezvoltate, care sunt mai avansate și sunt chestii atât de diferite, cu impact atât de mare, sigur, sunt necunoscute așa
nu e common knowledge, nu știu. Nu, dar totuși cred că ajungem și noi la nivelul ăsta, având în vedere unde suntem noi și având în vedere că pandemia asta a scos la iveală toate insuficiențele astea din sistemul medical din România, pe care de altfel cu toții știam că suferă din multe puncte de vedere, dar acum parcă a ieșit totul așa la iveală. Suntem în Europa, da, pe hartă, dar pandemia a scos la iveală multe neajunsuri în sistemul medical și cred că o să ajungem și noi la nivelul Europei, acolo unde de altfel ne este locul din punct de vedere medical. Mai ales că, uite, lucrezi din minister, da? Știi ce bani se alocă, știi ce medici sunt, știi că foarte mulți medici tineri pleacă din țară pentru că n-au ocazia să facă aici ceea ce și-ar dori. Da. Și din cauza faptului că nu avem bani și că nu avem aparatură, de asta pleacă foarte mulți medici din România, nu neapărat de altceva. Sunt câteva lucruri și nu vreau să fac despre asta o discuție, dar cred că poate să fie pentru oricine de interes. În primul rând, zic și cred cu tărie faptul că primul și cel mai important avantaj este că vorbim de o boală care se transmite aerian. Da? Și atunci, principala măsură de a rupe bariera de transmitere este să depărtezi oamenii. Depărtând oamenii, a trebuit să găsim o soluție hibrid prin care să se păstreze legătura interumană. Și asta a fost în principal o soluție tehnică. Fie că vorbim de telemedicină, fie că vorbim de Zoom, de Skype, de Teams, de whatever. Dar în domeniul medical, telemedicina. Ce înseamnă lucrul ăsta? Pentru lucrurile simple, asta e sigur doar o parte, consultația prin telefon. Da, a fost iar ceva nou și pentru noi. Dar. În alte state fiind de 10 ani. Exact, dar aici se întâmplă un lucru foarte important, pentru că, cum ziceai, dacă vom atinge sau nu da, chestia exact, asta. Da, exact, dacă vom ajunge și noi acolo. Tehnologia care ține locul depărtării interpersonale creează accesibilitate globală. Adică tu ai un telefon, intri pe net și ajungi să poți să vizitezi și New York. Într-un distanță, da, dar poți să ajungi să vezi, nu știu, treci printr-un episod de depresie, să zicem. Care nu e o chestie chirurgicală, să zici că doamne, trebuie să ai o analiză chirurgicală, da. Cum operează un chirurg de aici față de un chirurg din altă parte. Ai ocazia să te uiți la ce ți este disponibil ție în New York, în Israel, în Germania, în Franța, în UK, whatever. Unde vrei, oriunde vrei tu să te duci și pe orice fel de abordare. Adică dacă vrei să te uiți în state, să te duci la New York pe un tip de abordare sau dacă vrei să te duci în California, să te uiți la UCLA pe o altă abordare care, mă rog, dată fiind particularitățile locale, se uită altfel la lucruri. Toate chestiile astea le vezi pe telefon direct. Dar ce creează lucrurile astea? Deci pandemia accelerează transformarea tehnologică care creează accesibilitate. Da, te uiți în secunda următoare. Accesibilitatea creează altceva. Accesibilitatea creează competiție. Tu practic nu știai care sunt alternativele tale. Puteai să faci chestia asta, dar era foarte dificil. Presupunea un efort, doamne, să întreb pe cineva, să mă duc să discut cu cineva. Doamne, nu știi pe cineva în New York care tratează depresii? Trebuia să citești articole, chestii, să te informezi. Nu ți era simplu, te descuraja efortul suplimentar pe care trebuia să-l faci, nu? Da. Bun. Chestia asta creează o comparație, dar creează o comparație și o accesibilitate universală care va crea o masă critică, în sensul în care oricine poate să spună, noi putem să spunem și să fim de acord, domnule, noi în România suntem atât de departe, iar eu nu am acces în România la acest tratament pentru depresie care este ușor disponibil în orice țară vest-europeană, în orice țară nord-americană. Și se poate crea foarte ușor o solicitare și o masă critică care să determine să forțeze progresul, să forțeze saltul ăsta. Am înțeles ce vrei să spui. Deci, faptul că noi toți, de exemplu, care ne uităm acum și decidem că, nu știu, spre exemplu, nu știu, pentru, hai să luăm orice tip de boală, dar să soliciți ceva concret și punctual care este evident și devine evident, nevoia. Nevoia este cea mai bună motivație. În momentul de față, nevoia prioritizării sănătății ca lucru general, așa ca și ca chestii generale, dar și la nivel punctual și la nivel particular. Chestia asta este general acceptată în momentul de față. Nu mai poți să vii să spui, domnule, stai puțin, facem și sănătate, da, uite, ne lipsește, nu știu ce pot, pe nu știu. Nu, pentru că nevoia ne împinge să investim în sănătate. Absolut. Okay. Dar acum, provocarea este alta. Provocarea este una de eficiență și a livra rezultate. Adică nu avea toată energia, toate resursele să nu le aloci disipat, să le aloci cumva sinergic. Și aici e un alt tip de provocare. Pentru că ce n-a avut statul român și societatea în general în România, nu a avut două lucruri în principal. Unu, resurse. Deci degeaba vrei să construiești un spital de la zero dacă n-ai bani. Da. Unu. Și doi, nu a avut continuitate. Pentru că dacă în 30 de ani ai 30 de miniștri ai sănătății, nu prea ai cum să faci mare lucru. Anul ăsta sunt 5 miniștri ai sănătății. Când conduci un sistem atât de mare,
îți este, lucrezi cu foarte mulți oameni. Adică trebuie să înveți ecuația de putere și nu o spun într-un fel peiorativ sau într-un fel nepotrivit, ci într-un fel în care funcționează mecanismele instituționale, pentru că altfel tu nu poți să livrezi acele rezultate păi de care nu, vorbim. Așa, exact discuția asta a fost și când a venit vorba de managerii de spitale, că de ce n-a făcut cu tare ceva, de ce n-a făcut. Păi n-ai cum să faci în 5 luni, n-are cum să se vadă ce a făcut omul ăla în 5 luni, dacă el nu e un an, 2, 3, cât e mandatul de, și de manager de spital, 4 ani, că n-ai cum. Așa se întâmplă și cu judecata de la, din fruntea diverselor ministere. Ce cred că este important până la urmă, pentru că, sincer, nu, dacă ne, și trebuie să ne comparăm cu, sigur, cu alții mai buni, dar să fie din același, de la același etaj, de pe același palier. Atunci hai să ne comparăm cu un alt stat membru, cu alte state membre. Ce o să avem noi acum aceste resurse? Lucrurile care ne-au lipsit. Deci ne-au lipsit resursele și ne-a lipsit continuitatea. O să le avem în momentul de față. Însă, se va întâmpla un lucru foarte important și esențial, de fapt, pentru devenirea noastră ulterioară. În sensul în care toate aceste state membre vor avea acces și ele la resurse financiare și se vor dezvolta folosind tot acești bani. Ei au deja o altă experiență și alte rezultate mai bune. Ei sunt mai eficienți în absorbția acestor resurse financiare. În 2024, în 2026, oamenii se vor uita și vor vedea schimbări evidente, le vor vedea oameni cu... Noi vorbim astăzi de o temă mai largă, a sănătății, more or less. Da. Dar chestia asta va putea deveni evidentă și observabilă pentru absolut oricine care nu are niciun fel de legătură cu domeniul. Pentru că asemenea resurse îți oferă o posibilitate fără precedent să faci schimbări majore, sistematice, lucruri care să se vadă. Asta ajungă și la oameni care nu sunt interesați în mod direct. Dacă noi nu o să reușim să găsim determinismul necesar și forța de a lucra împreună, să trecem peste subiecte nenecesare și subiecte care nu fac altceva decât să-ți consume toată atenția, subiecte care nu îți oferă ție productivitate la sfârșitul zilei, sunt doar subiecte care îți efectiv îți răpesc toată atenția, atunci ce se va întâmpla? Păi se va întâmpla ce s-a întâmplat și până acum dacă ne uităm în ultimii ani. Nu am fost foarte performanți în a face lucruri să se întâmple, în a face lucrurile mai bine. Progres e cumva astăzi asimilat unor altfel de idei. Da. Dar să faci lucrurile mai bine, oricine își dorește chestia asta. Cât de mult vom face lucrurile astea, oamenii se vor uita în comparație, pentru că sunt foarte mulți români care trăiesc în sănătate și au putere de comparație, fix ce spuneam. Da, de unii care au plecat și pentru că, și unii dintre ei au plecat pentru că n-au avut fix aici. Aici, dar dacă până acum cei care au plecat, cele câteva milioane de oameni sunt în general oameni care muncesc și oameni forța activă a societății și ei povestesc, uite domnule, eu am fost în Franța și în Franța, nu știu, spre exemplu, dacă ai asigurare medicală, da, ți uite, le tratează și... pentru aia. Aici stau 5 ore la coadă. Asta este o chestie simplă pe care observă oricine, fără să fii, ai legătură cu domeniul respectiv. Însă, asta este pericolul și în același timp și șansa pe care o avem. Avem acești câțiva ani care realmente... Hai să punem o sută la treabă și hai să facem lucrurile să se întâmple și să depășim partea asta, zodia asta, în care toată atenția noastră este dedicată unei părți critice. Domnule, aia n-a fost, aia da, n-a fost. Da, să nu mai vedem numai părțile rele. Da. Că nu merg lucrurile și că ar fi putut să fie mai bine și pot și acum când vorbim să fie mult mai bine. Bine, las că ne mai întâlnim în 2024. Când vorbim în 2024... Așa. Și tu ești o persoană care călătorește mult și vei vedea lucrurile astea. Da. Și o să vezi, domnule, eu mi-am aminte cum era Spania în 2020 și cum este Spania în 2024. Cum este România și București în 2020 și cum este România și București în 2024. Da. Cât de mare va fi diferența? Pentru că ce se va întâmpla din punctul meu de vedere aici este... De asta este absolut necesar să punem cu toții umărul la chestia asta. Hai să facem fiecare lucrurile cât se poate de bine și... Lasă-mă, te rog, să fac o paranteză, dar care o dau, este un exemplu personal, dar este o chestie foarte importantă și în care cred foarte mult. Uite, în Franța, spre exemplu, sunt foarte mulți medici străi, de toate națiile, din toate părțile. Am auzit, da. Te-ai aștepta, nu, și îți spun cunoștință de cauză, puțin vorbesc franceză, franțuzește vorbesc extrem de puțin și oricum... Te-ai aștepta că, bun, medicina discuți cu pacientul, face o anamneză, care presupune un dialog interactiv, adică trebuie să urmărești un fir al discuției, nu? Te-ai aștepta că atunci când există un limbaj defectuos sau puțin cunoscut, să existe foarte multe erori de interpretare, care să ducă la foarte multe procese de malpraxis, adică la execuții greșite, eronate. Ceea ce este fals, este o ipoteză falsă, nu există nici pe departe atât de multe erori medicale pe cât te-ai putea aștepta, date fiind condițiile. Adică medici care oamenii nu vorbesc limba.
Exact. Medici cu doctori care nu vorbesc limba cum trebuie, o vorbesc oricum pe jumătate, cel puțin în primele momente. Ce să vezi, nu se întâmplă așa. Păi nu se întâmplă așa. De ce nu se întâmplă așa? Din două motive. Unu, cel mai important. Există o etică a muncii, în sensul în care noi doi discutăm astăzi aici, fiecare dintre noi ne facem munca, indiferent care este rolul, care este funcțiunea, facem cât de bine se poate. Cât de bine se poate, nu pentru că așa scrie undeva. Pentru că ne implicăm, pentru că ne dorim. Pentru că așa trebuie. Este o chestie de comportament. Este o chestie de comportament și de respect față de munca pe care o faci, indiferent ce faci. Și atunci, tu indiferent că știi sau nu știi, când cineva te vede că ai putea să greșești, te trage de mână că spune stai, nu e bine. Ceea ce la noi nu se întâmplă. Nu e bine în felul ăsta. Dar asta nu este o, cum zic, chestia asta nu se face nici într-un fel critic, adică nu te face să te simți nici într-un fel treaba asta. Da, dar la noi nu se întâmplă. Există o cultură la fel de încurajare, de dezvoltarea unor comportamente sustenabile, sănătoase, comportamente de grup, comportamente de echipă. Deci sunt, până la urmă, este despre asta vorba. Și atunci, dacă există o înțelegere într-o parte inițială, domnule, noi facem așa lucrurile, asta e standardul de calitate. Uh-huh. Te ajutăm să ajungi acolo. Dacă nu vrei, dacă nu poți, până la un punct, acceptăm și ne dăm toată silința să te ajutăm. Dar de la un punct încolo, nu ești primit în colectiv, nu te acceptă echipa. Normal. Pentru că se dorește menținerea acelorași standarde de calitate. Tocmai de asta, indiferent că vine un medic care vorbește pe jumătate franceză, am înțeles ce spui, să fiți convinși că nu o să lase cei din jurul lui să greșească. Da. Tocmai pentru că îl vor forța să se ridice la anumite standarde. Ce facem noi nu este un joc de sumă zero, înseamnă în sensul în care ca să-mi fie mie bine, nu trebuie să fie ție rău obligatoriu. Da. Pentru că de multe ori medicina oricum este o muncă de echipă, asta este clar, de multe ori. Partea asta și dacă am înțelege un pic mai mult, voi medici. E o muncă de echipă, dar eu cred că mai important este per ansamblu, pentru că și la nivelul societății, uite o altă chestie, pe care o spun cu mare tristețe. Da, într-adevăr, sunt oameni în orice fel de domeniu și în domeniul medical care poate au comportamente nepotrivite în continuare, dar astea, cel puțin în ultima perioadă, astea sunt excepții. Dar... Da, pentru că pandemia ne-a forțat să fie excepții. Mai e ceva. General și definitoriu pentru corpul medical, cred că este realmente devotamentul și efortul supraomene. Sacrificiile personale pe care le-au făcut mulți și am văzut medici care au murit de epuizare. Da. Bun, eu cred că astea sunt lucrurile definitorii. Însă dacă este să facem un pas în lateral, este percepția generală a societății este mai apropiată de această percepție, de această imagine sau de prima imagine în care e ceva nepotrivit și asta e cumva definitoriu cam oriunde te-ai duce. Care e percepția generală? Deci dacă e să vorbim de lucruri corecte, domnule, tot efortul pe care l-au făcut toți cei implicați, indiferent că vorbim de asistente, de infirmiere, de portari, de cei care fac personalul auxiliar, de oricine, sau că vorbim de medici, de somități, de profesori. Oricine a fost implicat în chestia asta, inclusiv cei din partea socială, nu mai vorbim de cei din sistemul de urgență. Ce este la nivel de percepție? Și asta poate fi un exercițiu care îl înțelege oricine ce ne ascultă. Dom'le, eu cum văd sistemul medical sau care este percepția mea vis-a-vis de sistemul medical? Este una care este mai degrabă definită de efortul și sacrificiul pe care l-au făcut majoritatea și atunci în oglindă cumva asta m-aș aștepta să fie ideea generală, ideea majoritară și definitorie. Sau este una dată de puținele experiențe nepotrivite și neplăcute care există, pe care nu le gândim. Da, cred că fiecare se gândește și la experiența pe care a avut-o. Se gândește la experiența personală. Adică nu neapărat de ce vede la televizor sau ce-i povestește vecinul. Asta denotă și respectul și atitudinea, percepția generală a față de medici și față de zilele trecute, domnul Ministru al Sănătății vorbea despre o atitudine, care o chestie care se întâmplă în VAM, unde sunt și oameni de la DSP, de la celebre DSP-uri, Direcția Sănătate Publică. Săraci. Ce au trecut? Sunt experiențe de efectiv, nu-ți vine să crezi, adică sunt chestiuni lipsite de respect și de un respect așa pe care să-l adresezi unei alte persoane în general. Ceea ce discutăm noi acum nu trebuie să fie așa și eu nu am pretenția să fie așa o chestie sofisticată sau extravagantă. Nu, asta să fie o treabă normală, efectiv, adică... Nu, cred că ideea e să avem respect față de oricine, indiferent de funcția pe care o are.
Nici n-ar trebui, adică, să intre în discuție chestia, exact, asta. Exact, n-ar trebui, dar din păcate poziția, la noi... Statutul social, adică sunt chestiuni cred că ține simple de educație totuși. Și știm că noi nu suntem educați, cel puțin din punct de vedere sanitar, noi nu suntem educați. Aici cred că e cel mai important. Și cred că asta s-a văzut tot așa în pandemie. Eu m-am lovit de chestia asta făcând ce fac cu emisiunea mea și am vrut să educ medical niște oameni fără să mi se ceară, ca să zic așa, și m-am lovit de foarte mult hate. Eu cred că ceea ce zici tu este foarte corect și partea asta de educație, când zici educație, în general oamenii se așteaptă la o parte scolastică așa foarte clasică, domnule, mergi la școală. Nu, educația medicală este fix ce făceam noi când eram mici, când veneam la școală și ni se arătau unghiile și batista, să vezi, de acolo pornești. Eu ce vreau să zic asta nu se mai întâmplă. Da, eu ce vreau să zic este că lăsăm o parte și nu poți să te uiți numai, domnule, bun, educația, mediul rural, că acolo sunt niște probleme. Este greșit. Și acum tehnologia este peste tot. Și atunci procesul de educație, de fapt, ce reprezintă? Situația în care tu dobândești cunoștințe noi. Cunoștințele noi, în momentul de față, accesul, tehnologia existentă și felul în care se întâmplă viața și decurge viața, cred că se desfășoară fix prin genul ăsta de chestii pe care le faci tu aici și le face foarte multă lume. De asta podcastul a devenit foarte interesant. Cred că fix despre asta este vorba, să te gândești de unde îți începe această educație medicală pe care poți să o faci și acasă din pat înainte să te culci. E la un click distanță, doar că e foarte important de unde te informezi până la urmă. Și nu vorbim mai de educație medicală, vorbim de orice fel de temă. Pentru că da, tu dacă, de exemplu, n-ai avut parte să, n-ai fost norocos în viață să poți să mergi la școli bune sau să ai parte de profesori buni care să-ți trezească o curiozitate și o sete de cunoaștere reală, să te facă pe tine să fii curios și să depui efort în sensul ăsta. Poți să-i asculti pe profesorii online. Poți să faci chestia asta online. Exact. Chestia asta nu era posibilă până de curând. Dar acum, chestia asta se poate face și dacă este cineva, de exemplu, hai că nu în domeniul ăsta, că al subiectului nostru de astăzi, dar așa, nu știu, uite, orice, că vorbeai că aveai ai avut un invitat, un medic doctorul Marinescu. Adică dacă e cineva care s-ar gândi, doamne, cum e să fii medic infecționist, care e o profesie mai largă, află, poți să te uiți la un astfel de, exact, e un exemplu să vezi prin pe care ce trece și să vezi ce înseamnă. Exact. Tocmai deci partea asta de educație, astfel de dezbatere și un dialog deschis, dar cu oameni care să vină și să vină cu suflet deschis și cu intenții bune și să, încă o dată, eu ce văd de la chestia asta? Adică eu cu ce plec de la această discuție? Da, dacă îmi rămâne o chestie dintr-o discuție de jumătate de oră, mă, ești câștigat pe ziua de azi. Pentru că nimeni nu ți oferă informațiile astea gratuit, nimeni nu vine să-ți dea ție un sfat gratuit sau să-ți spună o informație gratuit. Uite, mă, învață asta. Așa tu, dacă rămâi... Acum astea sunt cele mai scumpe lucruri în viață, lucrurile gratuite, da, capcana de asta devenită deja clasică. Da, deci mare atenție la ce vă uitați pe internet. Ba, absolut, în special în online, care spunea de curând cineva, îmi place foarte mult chestia asta de inovație și toată inovația pe care o aduce tehnologia și am după foarte 2 ani, de fapt, în care n-am călătorit deloc, deși este una din chestiile care îmi place. Am avut ocazia să merg la o conferință importantă pe inovație și unul dintre figurile importante la nivel global pe inovație tehnologică a spus chiar chestia asta, care nu mai e deja, adică n-a ridicat multe sprâncene, dar e așa interesant de auzit din când în când. WWW nu mai stă pentru World Wide Web, ci e pentru, mai degrabă pentru Wild Wild West. Știi că da, 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 da. Deci, în special în mediul online, e ceva foarte în care trebuie să navighezi așa cu foarte multă luare de seamă, că da, pentru că sunt foarte multe capcane și putem ajunge, na, am văzut din nou. Da. Așa, în încheiere, avem niște întrebări surpriză. Surpriză, surpriză. Da. De exemplu, vin roșu. E decembrie, luna surprizelor, nu la cadouri. Chiar că da. Vin roșu sau vin alb? Roșu. Ultima poză din telefon? Fii un prins cu ceva. O chestie pe care încerc să fac e Twitter-ul, e o chestie, un foarte bun motor de căutare, care nu vii cu foarte multe informații din Europa sau din România, dar pentru zona de state și pentru zona de Asia e foarte efectiv the place to be. Și acolo, când văd chestii pe care n-apuc să le citesc, le dau un print screen și le citesc după aia. Primul gând pe care l-ai avut când te-ai trezit de dimineață? Ceva ce trebuie să fac sau ceva ce am uitat să fac ieri, e din regnul ăsta, am uitat să fac ieri ABCD și curge. La apus sau la răsărit? Răsărit chiar și înainte, începe să devină
timpul pe frate al zilei, că e foarte multă. Când trăiești într-un mediu care ai foarte multe, foarte mult stimul extern, ți-e dor de partea contrastantă și atunci când nu e lumea prezentă și când, da. Ce ai mâncat ieri la prânz? Uite că vorbeai de chestia asta, sunt de ceva timp, sunt de vreo două săptămâni și e ceva on and off așa, dar sunt pe o chestie de genul ăsta de, știi că sunt companii de genul ăsta care îți calculezi meniul sau. Da, și ți-l trimit pe zile. Exact, deci e o chestie de genul ăsta, nu mai știu, ceva cu legume era, e nu neapărat pentru plăcerea și buchetul. Deci vrei să fii bine acum de sărbători cu kilogramele, să mănânci un pic mai mult, nu? Neapărat în asta, dar e un trend pe care vreau să-l țin și bun. Programul ăsta neordonat strică. Dăunează și se vede. Da. Și în kilograme și fizic. Da, și mă rog, din când în când asta e o chestie care, cum zice și reclamelor, domnule, gândul de la mai bătaie de cap, e o chestie. Da, îți vine acolo, mănânci, știi că așa, da. Îți mulțumesc mult pentru discuția asta. Eu îți mulțumesc pentru invitație, foarte, foarte mișto și cred că astfel de lucruri contribuie, pentru că probleme sunt multe, e o chestie de educație care înseamnă, de fapt, acces la informații. Da, timp să avem, să și ascultăm și să și rămânem cu ceva de altfel. E cel mai important, să încercăm să rămânem cu ceva și să, așa, be kind în general, că suntem foarte de multe ori așa și mediul e cumva te determină să fii foarte încruntat și încordat. Da. Să ne mai detașăm un pic, să ne mai relaxăm fix cu discuții de astea. Fix cu discuții de astea și să găsim lucruri care ne apropie și ne unesc, nu cele care ne separă, că asta e cel mai simplu și la îndemâna oricui. Dar, sincer, dacă vrem să ne fie nouă bine, personal și individual, cea mai simplă și cea mai sustenabilă cale este să ne fie nouă bine în comun. Împreună, da. Și atunci, ăsta e un lucru care a devenit deja așa un clișeu, împreună. Pe Andrei nu-l vedeți numai la televizor, îl găsiți și pe pagina lui de Instagram, unde pune acolo toate noutățile. Pe mine vedeți acolo mai jos, unde mă găsiți pe internet în fiecare zi. Aștept și un subscribe de la voi. Ne revedem totuși la anul, cu gânduri mai bune și sărbători cumpătate să aveți.